Dacă preibitele noastre surori și preibiții noștri frați n-ar fi fost aici, în partea aceasta, aș fi preferat să vorbesc de acolo, pentru că eram mai jos, aici sunt deja un pic la înălțime și vă spun sincer că mie nu-mi place înălțimea deloc. Am vizitat odată un preibit frate în zona Sucevei, la Rădăuți, și fratele acesta, tare simpatic, mi-a spus: n-ai vrea să facem o plimbare cu avionul? Și zic: aș vrea. Mă gândeam, e interesant, dar am crezut că avionul ăsta care ne-a dus e ca ăla cu care am zburat și încoace spre Londra. Dar nu era așa, era mai mic. Și a văzut că m-am schimbat la față când s-a ridicat, că a tras cu coada ochiului. Strângeam de maneta aia, că m-a lăsat la un moment dat să-l conduc, să-l pilotez, da? Singur. Și e să pilotez. Am făcut un pic așa, am zis să punem mâna tu pe el. Și când m-a văzut cât de curajos sunt, a zis să-mi fac o farsă. Și a venit odată așa jos și odată așa sus. Și s-a terminat. Deci n-a mai fost om toată ziua. După ce am aterizat, zice: hai că o iau și pe frumoasa ta soție. L-am rugat: te rog, nu. Dar nu știu cum s-a întâmplat că frumoasa mea doamnă chiar a vrut să meargă. Eu m-am uimit. Și s-a dus, a făcut și din alea, și din alea. N-a pățit nimic absolut. Mai curajoasă ca mine. Vă numesc în seara aceasta, mult iubiți frați și mult iubite surori, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt onorat să fiu aici cu dumneavoastră și îmi pare rău și îmi cer încă o dată iertare, mulțumesc din suflet preibitului frate Tiberiu și mulțumesc și dumneavoastră care ați înțeles. Duminica trecută n-am putut să ajung și nu că n-aș fi vrut, dar s-a făcut o încurcătură, n-am făcut-o eu, a făcut-o altcineva, numai că eu a trebuit să o plătesc. Mi-a părut tare rău de ceea ce s-a întâmplat, n-am putut să ajung și încă o dată vă rog frumos să mă iertați pentru încurcătura asta, dar vă mulțumesc în suflet că mi-ați oferit prilejul în duminica aceasta să pot să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. M-am bucurat în inima mea că am zis: preibitul frate Tiberiu nici nu o să mai vrea să audă, n-a mai venit să fie sănătos, nici să nu mai vină de acum. Îi mulțumesc mult, asta e o dovadă de pocăință. Vă mulțumesc și dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă gândesc că nu o să vă necăjiți pe mine dacă am să vă rog să ne mai ridicăm o dată înaintea Domnului. O să vă rog frumos să-mi îngăduiți să citesc câteva versete din Romani, capitolul 1. Am să citesc doar 7 versete, după care am să vă rog tare mult să-mi îngăduiți doar mie să rostesc un cuvânt de rugăciune înaintea Domnului. Romani, capitolul 1, cei care sunteți obișnuiți, știți că se găsește la 1093, cei care încă nu v-ați obișnuit cu Sfânta Scriptură, pagina este la 1093, epistola lui Pavel, către Romani, citesc de la capitolul 1 cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor care sunteți preibiții lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Cu mulțumire, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne smerim înaintea Ta și ne închinăm cu toată ființă. Doamne Dumnezeule mare și atotputernic, binecuvântat să fii în vecii vecilor, pentru harul acesta pe care îl avem fiecare dintre noi, să ne găsim în locul acesta binecuvântat.
Mulțumim frumos că putem asculta în liniște cuvântul Tău. Mulțumim că ne putem închina în liniște, putem să-Ți aducem glorie, slavă și mărire, fără să fim prigoniți, fără să fim urmăriți, fără să fim chiar omorâți. Mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernic, pentru cuvântul Tău plin de har și de adevăr. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos ca Tu să binecuvintezi fiecare ființă prezentă în locul acesta. Doamne, cunoști inima fiecăruia dintre noi. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos în seara aceasta să lucrezi cu putere, Doamne. Să Te înduri și să dai fiecăruia dintre noi ceea ce știi că avem trebuință. Mă rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, fă ca la plecarea noastră din locul acesta să fim mai motivați să trăim pentru Tine 100%, să fim mai motivați să ne închinăm Ție 100%, Tată bun. Mulțumesc frumos și pentru că ne-am putut închina cu darurile de bunăvoie. Doamne, binecuvântă și darurile acestea. Toată slava să-Ți fie adusă, toată gloria să-Ți fie Ție adusă și binecuvântarea Ta să fie peste noi toți. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Vreau să vă mărturisesc că de când m-am întors la Dumnezeu, de când Dumnezeu mi-a schimbat viața și m-a chemat să-L slujesc, mi-am pus la inimă să cânt. Acum, nu sunt eu mare cântăreț și nu am pretenția neapărat că am așa o voce foarte bună. Aș vrea să cânt, dar nu găsesc cântarea. Am găsit-o. Și, dar vreau să vă spun că mi-e drag să-I cânt lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult să-I cânt lui Dumnezeu și ceea ce m-a încurajat foarte mult a fost că în Scripturi nu scrie cine are voce bună să laude pe Domnul. Scrie așa? Nu scrie așa. Nu scrie nici cine a făcut conservator să laude pe Domnul. Dacă scrie asta, eu nu am făcut niciun conservator. Dar scrie cine are inimă bună să laude pe Domnul. Mă bucur că preiubitul frate vrea să mă ajute și îi mulțumesc tare mult, că dacă nu o făcea, nu știu cât ieșea cântarea, dar e bine că mă ajută. Îmi place mult cântarea aceasta, eu am găsit-o în original și aș vrea să o cânt cum iese în original. Pentru că am văzut-o eu pe internet, dar nu e așa cum e în original. Mi-e tare dragă și vreau să mă închin cu ea lui Dumnezeu. Dacă ești purtat de valul furios și crezând că ești pierdut de vii fricos, ia în seamă binecuvântările, în Iisus ai toate împlinirile. Ia în seamă harul Său bogat, tot ce Domnul tău în dar ți-a dat. Ia în seamă cât de minunat Domnul zi de zi te-a binecuvântat. De te-a pasă grijuri mult crucea grea și că tem că nu le vei putea purta. Ia în seamă binecuvântă rile și-ți vor fi senine iar zilele. Ia în seamă harul Său bogat, tot ce Domnul tău în dară ți-a dat. Ia în seamă cât de minunat Domnul zi de zi te-a binecuvântat. Câte vreme lumea asta vei lupta, Domnul va fi scutul tău, nu dispera. Ia în seamă binecuvântările, El te va însoți în toate căile. Ia în seamă harul Său bogat, tot ce Domnul tău în dar ți-a dat. Ia în seamă cât de minunat Domnul zi de zi te-a binecuvântat.
ea înseamnă harul său bogat. Tot ce Domnul tău în dar ți-a dat, ea înseamnă cât de minunat Domnul zi de zi te-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Am un prieten tare bun la Timișoara și m-am bucurat că a fost aici la dumneavoastră, preibidul frate Ștefan Irinel. Când mă aude că încep să cânt, mă încurajează foarte mult și îmi spune: mă, nu mai prea cânta, că tu nu prea ai voce. Mă uit la el și zic: mă, dar tu ai voce? Păi zice: eu am voce mai bună ca tine. Mă, Domnul să te binecuvintez. Dacă ai voce mai bună ca mine, eu îl slăvesc pe Domnul din toată inima. Numai că, vedeți dumneavoastră, nu la întâmplare spune că mândria merge înaintea. S-a apucat odată să cânte și dacă ar fi fost cineva din familia mea, ziceam că era de partea mea. Dar a fost din familia lui, adică un unghi de-al soției lui. Și când l-a auzit cântând, i-a zis: mă, nu mai cânta, mă, că tu țipi. Lasă-l pe fratele Vasile, cântă mult mai bine ca tine. Eu n-am mai zis nimic. Am slăvit pe Domnul și am binecuvântat pe Domnul. Preibiților, suntem în seara aceasta la o seară de închinare, la o seară în care îmi doresc mult ca fiecare dintre noi să plece din locul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Dacă ar fi să dau un titlu acestui cuvânt de predică, l-aș intitula în felul următor: Dumnezeul care te cheamă. Dumnezeul care îți face chemări. Așa aș intitula cuvântul acesta, pentru că din cuvântul pe care l-am citit, o să vedeți trei chemări pe care Dumnezeu mi le face, mi le-a făcut și le face în seara aceasta fiecăruia dintre noi. Dragii mei, eu n-am cunoscut pe Domnul 24 de ani. O să vă rog frumos să mă îngăduiți și cei care ascultați pe internet, mărturia mea, știu că este pe internet, și cei care sunteți în seara aceasta aici, nu o să spun mărturia mea în întregime, dar preiubitul frate Tiberiu mi-a spus: eu nu știu nimic despre dumneata. Și dacă numai pentru dumnealui spun mărturia aceasta, mă gândesc că se merită să spun câteva cuvinte. Dar poate că vă găsiți aici și dintre cei care chiar nu știți nimic despre ei. N-aș vrea să vă pun să ridicați mâna. Lăsați-mă să cred că sunteți măcar vreo 3, 4, 5 aici care nu știți nimic despre modul în care m-am întors la Dumnezeu. 24 de ani eu am slujit altui Dumnezeu și 24 de ani am slujit firii pământești. N-am știut nimic de Biblie, n-am știut nimic de Dumnezeu, n-am știut nimic de viață veșnică, n-am știut nimic de ce a înviat Iisus Hristos, n-am știut nimic de ceea ce spune această carte minunată, Scriptura Cuvântului Dumnezeu. M-am născut într-o familie de oameni simpli și mi-aduc aminte odată, bunica mea ținea o Biblie în mână. Mi-aduc bine aminte episodul acesta. Eram un tânăr, eram copil, da? Eram un copil și m-am gândit ce ar putea să scrie în cartea aceea despre care bunica tot zicea: e carte sfântă, mamaie, e carte sfântă, nu cumva să pui mâna pe ea. Și odată am vrut să pun mâna pe ea. Numai că ea a tras Biblia și m-a amenințat. Și mi-a spus așa: să nu cumva să pui mâna vreodată pe cartea aceasta. Dumnezeu te va pedepsi. Dacă nu citești cu prima pagină și să o termini cu ultima, Dumnezeu te va pedepsi. M-am speriat rău. Și am zis: păi când să citesc atâta carte? M-am uitat câta carte. Când să am eu timp la așa ceva? Sunt tânăr, am multe de făcut. Lasă, poate pe la 80 de ani o să citești și eu Biblia. Și dragii mei, nici n-am vrut să mai știu de Biblie. În anul 1982 am început să practic, interesant, fotbalul de performanță. Mie nu mi-a plăcut niciodată boxul, da? O să mă întrebați: dar cum de l-ai practicat 8 ani? Dacă chiar vreți să vă răspund la întrebarea asta, vă rog, la sfârșit, opriți-mă și vă răspund, da? Cum de l-ai practicat? Eu n-am iubit boxul, am iubit fotbalul, da? Și îmi aduc aminte că în anul 1982, marele Angelu Niculescu a venit la Galați, acolo unde m-am născut, și mi-a dat un examen pentru că urma să mă ia în lotul național de fotbal al României, lotul care se numea Luceafărul.
Dintre cei care vă aduceți aminte, poate știți ceea ce vorbesc. Și am apărat inclusiv lovitura de la 11 metri pe care mi-a dat-o. Am apărat tot și a zis, mă, ăsta e portarul național. Ăsta e viitorul portar. Numai că, vedeți, Dumnezeu stătea în cer și privea, pentru că Dumnezeu te cunoaște și mă cunoaște atât de bine. Și Dumnezeu în bunătatea Lui ne caută, slăvit să fie Dumnezeu. Dragii mei, aveam un antrenor, de fapt a venit un antrenor, cel care m-a promovat, cel care m-a descoperit, a plecat și a venit un antrenor care și-a bătut joc de mine în ultimul hal. Mă ținea pe banca de rezervă, mă jignea în toate felurile, pur și simplu mă umilea de fiecare dată când mă întâlnea la antrenament. Și am zis într-o zi așa, mă duc să învăț să mă bat și am să-i dau o bătaie ăstuia să mă țină minte toată viața lui. Și m-am dus în clubul de box Oțelul Galați și i-am spus antrenorului de acolo, domnule, eu am venit să mă înveți să mă bat, că vreau să bat pe cineva. S-a uitat ăsta la mine, antrenorul s-a uitat la mine, zice, bine mă, hai să vedem. În 3 luni de zile am reușit să câștig o medalie la campionatele naționale de box și medalia aceasta mi-a dus selecționarea în prima reprezentativă a țării. Și deveneam în anul acela, 1985, coleg cu Francesc Vaștag, Mihai Leu, câțiva ani mai târziu, 2 ani mai târziu, și cu Leonard Doroftei, campionii mondiali de odinioară. Am spus-o în multe locuri, îngăduiți-mi să spun și în seara aceasta la PNL. Este bine să fii campion mondial și să te cunoască lumea. E bine, dar nu este cel mai bine. Cel mai bine este să fii copilul lui Dumnezeu și să te cunoască Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Este bine și ca numele tău să fie scris în cartea marilor campioni mondiali, dar nu e cel mai bine. Cel mai bine este ca numele tău și al meu să fie găsit scris în cartea vieții lui Dumnezeu. O carte care într-o zi se va deschide. Vrei sau nu vrei? Crezi sau nu crezi? Accepți sau nu accepți? Într-o zi se va deschide o carte. Și din cartea aia vor fi citite nume. Și dacă numele tău și numele meu nu va fi găsit scris acolo, mărturisește Scriptura și spune, o pierzare veșnică. Nu-i nicio supărare, noi avem mare înțelegere față de copii și iubim din toată inima. Ei sunt copii și știu ceea ce știu să fac. Slăvit să fie Domnul. Nu-i nicio supărare. Cel mai bine este ca numele tău să fie găsit scris în cartea vieții lui Dumnezeu. Dragii mei, în anul 1991 m-am căsătorit. Numai că eu n-am știut ce înseamnă căsnicie. N-am știut ce înseamnă căsnicie. În numai 2 ani de zile am împins căsnicia mea în prag de divorț. Dar aici trebuie să fie Dumnezeu. Și dacă bărbatul aleargă și îl caută pe Dumnezeu, și dacă femeia aleargă și îl caută pe Dumnezeu, uitați-vă ce se întâmplă. Viața celor doi este unită în dragostea lui Dumnezeu. Dar la noi nu era Dumnezeu. Și numai 2 ani de zile am împins căsnicia mea în prag de divorț. În anul 1992 deveneam la București cel mai bun supergreu al României în sala Floreasca din București. Ziarele au scris, televiziunea a prezentat, m-am întors la Galați. A fost ceva euforie, ceva săptămâni, 2, 3, nu mai știu cât de săptămâni și parcă totul și-a reluat cursul. Parcă viața se învârtea într-un cerc. În lăuntru meu era ceva, n-au reușit să împlinească, n-au reușit să umple golul acela, nici performanțele obținute, nici medalele, nici măcar interviurile care au apărut în ziar și la televiziune, parcă tot mai neîmplinit era. Parcă trei, am fost o perioadă în curtea lui Dinamo, am revenit la Galați și am fost angajat în Ministerul de Interne, doar angajat, adică nu mergeam la lucru, eram sportiv, mergeam, semnam doar satul de plată, atât. Și în anul 1993 am întâlnit un bărbat la Galați. Mi-aduc aminte atât de bine ziua aceea. Mi-a spus, uite, zice, de când faci box, ce avere ai? M-am uitat la el, ce avere să am, domnule? N-am nimic. Păi zice, pentru ce faci box? N-am știut să răspund la întrebarea asta. Păi te zice, n-ai vrea să vii cu mine? Uite, te duc în Germania și acolo
Și ajungi campion mondial. Ce zici? Bate-mi palma. Nu mi-a venit să cred. Sportul de performanță se face cu bani. Nu poți să faci fără bani. Îți trebuie pregătire la sânge. Și am făcut pregătirea asta în anul 1992, când am găsit un sponsor la Galați, un bun prieten de-al meu, și am devenit cel mai bun sportiv al țării. Și aveam nevoie de mai mult. Și deodată am zis, gata, plecam. Și am părăsit țara cu destinația Germania, numai că bărbatul acesta n-avea nicio legătură cu boxul. El era un om din lume interlopă și mi-a spus într-o seară, într-o cameră de hotel, zice, uite, eu de 10 ani de zile sparg magazine de bijuterii din Germania, din Franța, din Elveția și sunt un om bogat. Am tot ce vrei. A băgat mâna în buzunar și a scos un șumuioc de dolari că n-am văzut în viața mea. Atât ai ținea cu mâna așa. Și a zis, dacă vii cu mine și ai să faci ceea ce îți spun, într-o lună de zile, ai să poți să cumperi jumătate de Galați. M-am uitat la el, credeam că visez. Mă uit, nu mai făcusem niciodată așa ceva. Vă mărturisesc cu sinceritate. Când vedeam un portofel sau un ban pe jos, mi-era foarte rușine să mă plec să-l iau. Așa am fost educat. Și deodată să mă duc să sparg magazin. Dar a văzut că m-a băgat în încurcătură și zice, uite, dă-mi mâine un răspuns. Vrei să accepți, vom pleca mai departe? Nu, îți dau ceva bani, du-te acasă. Noaptea, cine a dormit? M-am întors pe o parte gânduri. Ce folos să fii cel mai bun sportiv al țării și să n-ai bani în buzunar? Ce folos să stea în numele pe prima pagina ziarilor de sport și să nu te bucuri de viața asta? Și a mai venit un gând. Și gândul acela mi-a plăcut. Și ce mi-a spus gândul acela? Dar dacă ai să te duci și ai să furi, doar n-ai să le spui celor din România că ai furat, ai să le spui că ai boxat, că doar te pricepi la minciuni. Eram campion și la minciuni. Mulțumesc Domnului că m-ai izbăvit de păcatul acesta. Binecuvântat să fie Domnul. Și dimineața dădeam un răspuns și plecam mai departe. Și am înțeles de ce a avut nevoie de mine. În data de 1 noiembrie anului 93, spărgeam vitrina uneia dintre cele mai mari magazine de bijuterii din orașul Bremen și lovitura a durat un minut, spargerea a durat un minut jumătate. A doua zi, pe prima pagina ziarilor, noi nu știam, dar ne-a tradus el, scria incredibil, un mioglih, zice, lovitură de super profesioniști. Super profesioniști. Într-un minut jumătate am reușit să luăm undeva la vreo 300-400 de mii de mărci. La vremea aceea, 300-400 de mii de mărci. Binecuvântat să fie Domnul că nu i-am luat eu, că nu mai eram în seara aceasta aici, 100%. Nu i-am luat eu, i-a luat cel care m-a dus. Mie mi-a dat o fărâmă doar atât, că urma să împărțim prada mai târziu. Dar nu mi-a venit să cred, într-un singur minut jumate. Dragii mei, am spus-o în multe locuri, o spun și în seara aceasta la Peniel. Păcatul este dulce. Că dacă n-ar fi dulce, nu l-ar face nimeni. Dar păcatul este otrăvitor pentru viața aceasta, mai ales pentru viața care stă să vină. Și apoi mi-a plăcut extraordinar o ilustrație. Spunea cineva, diavolul este cel mai bun chelner. Să prezintă ce vrei. Bani? Bani îți dă. Distracții? Distracții îți dă. Plăceri? Plăceri primești. Tot ce vrei, diavolul îți dă. Numai că la sfârșit, vine cu nota de plată și pe nota lui de plată scrie sufletul tău. Este scump. Pentru că oamenii nu realizează ce înseamnă să fii o veșnicie despărțit de Dumnezeu. Oamenii nu realizează. Stăteam și mă gândeam aici, personal, în inima mea cred că referendumul va trece. În inima mea cred lucrul acesta. Este presa și televiziunea din România slujesc cui slujesc și dezinformează. Sunt mult mai mulți care au votat. Dar așa au făcut și la legile prezidențiale și la un moment dat s-a întors 10% președintele și celălalt. Dar, am un dar. Dacă referendumul nu trece, este rezultatul creștinismului din România până în ziua de astăzi. Este rezultatul creștinismului din România și Dumnezeu, dacă
referendumul nu va trece, s-ar părea că Dumnezeu a hotărât o perioadă de cernere. Vă spun sincer, în adâncul inimii mele eu mă bucur de perioada asta de cernere. Pentru că trebuie să se deosebească odată cel sfânt de cel întinat. Trebuie să se deosebească odată cel ce are o nădejde de cel care nu îi pasă și nici nu vrea să audă. Mă întorc. Dragii mei, nu-mi venea să cred ce s-a întâmplat. La 2 săptămâni am mers la o altă spargere mult mai mare. Și în seara aceea de 14 noiembrie, când am să uit câte zile trăiesc pe pământ, am fost încătușat și 2 polițiști m-au dus în arest și a doua zi eram prezentat în fața unui judecător și judecătorul a zis, în pușcărie. Eram primul om din tot neamul meu care ajungea într-o închisoare. Carieră de sportiv la pământ. Căsnicie distrusă. Viață, faliment. Nu-mi venea să cred. Aveam 24 de ani și eram închis într-un penitenciar din Braunschweig, într-o celulă. Mă uitam în față zid, mă uitam în spate zid, stânga zid, dreapta zid. Nu-mi venea să cred. Am zis că visez, dar era adevărat. Unde strigă omul când este la greu? Indiferent dacă ai 1,94 m și ești cel mai bun sportiv super greu al României. Știți unde am strigat? La Dumnezeu. De față cu colegii mei, de față cu prietenii mei întemnițați de acolo, nu mă arătam, că nu-mi plăcea să mă vadă ei că plâng. Dacă îmi puneam capul jos pe pernă, curgeau multe lacrimi. Și mă întrebam, Doamne, dar de ce? De ce am ajuns aici? Dragii mei, binecuvântată să fie ziua când un român a venit și a zis, am găsit o carte la biblioteca penitenciarului. Zice, interesantă, în limba română. Dar n-am înțeles nimic din ea. Ți-o dau ție. Și când am întins-o, am pus mâna pe ea, m-am dus în celulă și am vrut să o deschid să încep a o citi. Numai că fulgerător mi-am adus aminte de cuvintele bunicii mele, care mi-a spus, nu cumva să răsfoiești Biblia. Dacă pui mâna pe ea, citește-o cu prima pagină și termină-o cu ultima, altfel Dumnezeu te va pedepsi. Și nemții au spus că o să-mi dea 10 ani pentru ce am făcut. Și am zis, acum am 10 ani, am timp să citesc Biblia. Și am deschis la prima pagină, că mi-a fost frică. Și am citit cartea Geneza, toate cele 50 de capitole. Și când ajung la istoria lui Iosif, incredibil. Iosif în închisoare, eu în închisoare, el nevinovat, eu vinovat. Dar am văzut cum Dumnezeu, printr-o minune, îl scoate și îl pune prim-ministru țării Egiptului. Acum, n-aveam pretenție să ajung prim-ministru României. Dar măcar, Doamne, scoate-mă și pe mine de aici. Doamne, fă ceva. Și deodată, la capătul tunelului, văd o luminiță. Și zic, extraordinar. Și dau mai departe. Exodul. A fost cum a fost. Dar Levitic și Numeri au adus o tulburare în întreaga mea ființă, pentru că în mintea mea s-a zugrăvit imaginea unui Dumnezeu răzbunător, a unui Dumnezeu părtinitor, a unui Dumnezeu care poruncește unui popor pe nume Israel, omoară tot ce întâlnește în cale. Bărbați, femei, copii, bătrâni, animale, treceți totul pe nascuțișul săbii, că vreau să te duc într-o țară unde curge lapte și mere. M-am blocat. Bă, dar cum să scrie așa ceva în Biblie? Eu dau colegului meu, eram cu un băiat din gura humorului din Suceava. Mă zic, înțelegi ceva? Mă zice, fii serios. Aia nu-i Biblia, mă. Cine știe ce carte ne-a dat? Că zice, știi cum suntem noi românii? Să râdem așa unii de alții. Nu-i Biblia, mă. Cum să scrie în Biblie că Dumnezeu iubește după Israel? Cum să scrie în Biblie că Dumnezeu omoară bărbați, femei, copii, bă, vezi să se treabă. Și am vrut să o rup bucăți. Numai că am închis-o și am pus-o acolo pe masă și am zis, nu mai citesc. Ceea ce, în schimb, n-am încetat să fac. N-am încetat să mă rog. Și dacă aveam o rugăciune, era aceasta. Scapă-mă, Doamne, de aici. Doamne, te rog să mă scap. Cât voi mai trăi pe pământ, n-am să mai fur niciodată nimic. Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai scăpat atunci. Ce ziceți? Aveam să mă țin de promisiune? Da, de unde? Omul promite, dar nu se ține de promisiune. Omul promite, dar nu se ține. Unde sunt românii care în 89
au îngenunchiat și au spus: Tatăl nostru care ești în ceruri, unde sunt? Nu realizăm că într-o zi vom da socoteală pentru fiecare clipă a vieții noastre pe care am trăit-o pe pământul acesta. Dragii mei, aveam să întâlnesc un bărbat. N-am să uit cât trăiesc pe pământ imaginea aceasta. Am auzit pe secția penitenciarului, eram închis, era o joi dimineață. Mă, zice, au mai arestat pe unul, au mai adus pe unul. Și când venea un nou român, noi ceilalți făceam cerc în jurul lui și căutam să îi punem fel și fel de întrebări, obișnuită întrebare într-o închisoare: dar tu cu ce ai păgubit pe nenți? S-au dus de atunci 25 de ani. Și dacă închid ochii, zic că s-a întâmplat ieri. Am ieșit din celula mea și mă uit în partea dreaptă, era un coridor, celulă lângă celulă, celulă lângă celulă. Stătea un bărbat, mai mare la vremea aceea, cu vreo 16 ani ca mine. Mă uit la el. Nu mi-a venit să cred. Înfățișarea lui mi-a atras atenția. Acum pe mine nu mă impresiona oamenii. Bărbat, nu mă impresiona nimeni. Eram foarte obraznic. Dar când mă uit la omul acela, realizez că omul ăla nu-i de pe pământ. Așa am zis. De unde a căzut ăsta? O față foarte senină, o privire foarte pătrunzătoare, ceva greu de descris în cuvinte. Mă duc la el și constat că ale lui cuvinte nu seamănă deloc cu ceea ce noi vorbeam în fiecare zi, mizerii mari. Și zic: domnule, dar ce ai făcut? De te-au arestat ăștia? Și el îmi zice: n-am făcut nimic. Cum n-ai făcut nimic? Și am zis: în închisoare. Domnule, nu mă face să cred că ești mai mare mincinos ca mine. Cum adică n-ai făcut nimic? Și el atunci îmi spune, zice: uite, vreau să spun ceva. Eu sunt creștin și n-am făcut nimic din ce m-ar fi putut aduce aici. M-am gândit, ce e asta? Au trecut câteva zile. Ne scoteau dimineața la Fraiștunde, la curtea de aer, da, la plimbarea de dimineață. Și omul acesta nu stătea la bancuri și la mizerii cu noi. Se retrăgea, deschidea o carte și citea din ea. Și colegul meu într-o zi se duce și spune: domnule, dar ce faci acolo? Păi zice: citesc din Biblie, ca să-i cartea din care mă hrănesc în fiecare zi. Vine la mine și îmi spune: Vasile, ăsta e nebun. Și ăsta zice: de ce e nebun? Păi zice, m-am dus și să-l întreb ceva. Citea dintr-o carte. Și a zis că asta e cartea din care se hrănește în fiecare zi. Dar ce carte are? Biblia. Când aude Biblie, deodată fac legătura cu cea din cameră, o iau, mă duc la el și spun: domnule, am auzit că aveți o Biblie. Și a zis: da. Zic: am și eu o Biblie. Dar zic: eu nu cred că asta e Biblia. Și a zis: dar de ce nu crezi? Pentru că scrie aici că Dumnezeu omoară pe oameni și că Dumnezeu nu iubește decât un singur popor, Israel. Zice: dar pot să o văd și eu? Da. Și eu dau, să uită prin ea și exclamă, zice: binecuvântat să fie Dumnezeu că puteți să citiți cartea aceasta în închisoarea asta. Și atunci îl întreb: domnule, dar ce vrei să spui? Că asta e Biblia? Și a zis: da. Dar vrei să-mi spui că Dumnezeu iubește doar pe Israel? Și el zice: da. Și el îmi spune, el se uită la mine, eu am continuat să-i spun și el îmi spune: nu e așa că ai început să citești din Vechiul Testament. Dar eu nu știam ce e vechi, ce e nou. Și la un moment dat îl văd că deschide cartea. Și zice, i-am spus, bunica mea m-a învățat să citesc așa. Și el mi-a spus: te-a învățat greșit. Uite, zice, de aici se citește Biblia. Și mi-a arătat această pagină pe care scria Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Și a zis, de aici se citește Biblia. Este singura carte din lume pe care nu trebuie să o citești de la început. Ce să faci? În 23 de ore din 24 stăteam închis într-o celulă de 4 metri jumătate pe 2 metri jumătate. Mă duc în celulă și deschid Biblia la Noul Testament. Dau pagina și citesc 28 de capitole Evanghelia după Matei. 16 capitole Evanghelia după Marcu. 24 de capitole Evanghelia după Luca. Și ajung și în Evanghelia după Ioan. Și când ajung în Evanghelia după Ioan, bineînțeles că ceea ce vă povestesc s-a întâmplat pe parcursul mai multor săptămâni. Deodată în filmul minții mele, imaginea aceea acelui Dumnezeu răzbunător dispare și ia locul o altă imagine, a unui Dumnezeu care vine pe pământ, a unui Dumnezeu care coboară din cer, a unui Dumnezeu care alege o fecioară, Maria, vine și se naște într-o iesle,
Vine și trăiește 33 de ani jumătate, vine, merge printre muritorii de rând, face numai bine, învie morți, vindecă ologi, dă de mâncare oamenilor. Și acum oamenii au spus, avem și noi pentru tine o răsplată. Și l-au pus pe cruce. Când am citit asta, când citeam episodul răstignirii Domnului Iisus, vreau să vă spun ceva. Atât de mult plângeam. Nu-mi venea să cred. Cum, Doamne? Ești pe cruce? Ești hulit? Și în loc să strigi, Tată, distruge-i pe nemernicești. Faci cea mai puternică rugăciune de pe pământ. Iartă-i că nu știu ce fac. Să poate așa ceva. Am stat și m-am gândit la mine. Dacă m-ar fi scuipat cineva, indiferent cum arăta, nu era bine deloc de el. Dacă ar fi îndrăznit să ridice mâna, nu era bine deloc de el. Și eu eram un vierme al acestui pământ. Nimic altceva. Și el, Fiul lui Dumnezeu, vine pe pământul nostru și zice, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și Fiul lui Dumnezeu vine și plătește pentru toate păcatele omenirii. Nu mi-a venit să cred. Dragii mei, scurtez povestea. Într-o dimineață a primăverii anului 1994 am uitat de toate medalele. Am uitat de centură, că am ascultat imnul pe un ring din Germania. Am uitat de atâtea performanțe obținute și m-am prăbușit la pământ. Și am zis, Doamne, schimbă-mi și mie viața. Am 24 de ani, împlinisem 25. Și zic, Doamne, parcă totul e prăbușit în jurul meu. Nu mai văd nimic. Și vreau să vă spun, când dimineața aceea, în celula aceea din Germania unde era, nu știu să vă explic în cuvinte, dar deodată o bucurie uriașă n-am trăit în viața mea așa ceva. Exact cum torn un butoi cu apă peste un om și îl uzlioarcă, așa s-a coborât bucuria aia. În adâncul ființei mele, mi-a venit să mă ridic la geam să zic, ești cel mai fericit om de pe pământ. Dar n-am făcut asta. Mă gândeam ăștia, o să zică, că am înnebunit. Deschide gardianul ușa și spune, cum ți-o fraiști unde? Haideți la ora liberă. Și îmi vine să le iau în brațe și să-i zic, Domnule, te iubesc din toată inima și vreau să-ți spun că Iisus a murit și pentru tine. N-am făcut nici asta. Mă gândeam ăștia mă consideră nebun. Dar vreau să vă spun ceva. În dimineața aceea a murit Vasile Tofan, care slujea Dumnezeului acestui veac, care slujea firii pământești. Și s-a născut un Vasile Tofan care a zis, Doamne, vreau să te slujesc toată viața. Prima chemare pe care Dumnezeu o face omului este chemarea să-L slujească. Auziți ce spune versetul? Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, chemat să-L slujească pe Dumnezeu. Și am zis, Doamne, vreau să te slujesc câte zile mai trăiesc pe pământ. După 8 luni de zile, bărbatul acela primește o scrisoare la procuratura germană. Am dus-o la cineva să o traducă, nu știam germană, dar l-am rugat să ne spună ce scrie. Și a zis, incredibil. Zice, Domnule, vei fi pus în libertate, îi spunea omului care mi-a vestit Evanghelia în acel penitenciar. Azi justiția germană te-a găsit nevinovat. O să te despăgubească și vei pleca. Și atunci am înțeles, Doamne, Tu trimiți un om, răpești un om care are 4 copii acasă, încurci mintea polițiștilor să-l confunde că e un hoț și îl trimiți în închisoare ca să spună unui tânăr de 24 de ani care credea că toată lumea lui, omule, oprește-te din alergarea ta, oprește-te să mai slujești firii pământești, că vei muri.
Și te vei duce în iad și acolo vei putrezi pentru vecii vecilor. Despărțit de Dumnezeu. Vino să-L slujești pe Dumnezeu. Vino să-L slujești pe Cel care a murit pe cruce pentru tine. Nu mi-a venit să cred. A plecat fratele. Dar înainte să plece, mi-a întins mâna și a zis: frate Vasile, vreau să spun ceva. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dacă îl vei asculta din toată inima, nu va fi ușor. Dumnezeu va binecuvânta viața ta. Și a plecat. Am stat 2 ani și o lună în închisoare. Cei mai frumoși ani din viața mea de până atunci. Cum cei mai frumoși? Cei mai frumoși? N-am avut cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Îmi dădea Dumnezeu bucurii. Că la un moment dat am spus: Doamne, dacă nu te oprești, mă omori aici. Doamne, oprește-te. În închisoare. În închisoare. După 2 ani și o lună ies afară în libertate. Mă întorc, m-au trimis pe Abșibung, m-au expulzat în România. Și m-am dus să-mi vizitez colegii. Și antrenorul meu, care era în bordul Federației Române de Box, zice: Vasile, e singurul supergreu pe care vrem să-l trimitem la Olimpiadă. În 96, m-ajută în 95. În 96 era Olimpiada de la Atlanta. Și a zis: vino să te pregătești. Și am pus geanta pe umăr să mă duc la antrenament. Dar deodată, în lăuntru meu, o tristețe. Și simt că Duhul Sfânt, pe care El mi l-a dat în acea închisoare, deodată s-a întristat. Și am zis: Doamne, dar ce se întâmplă? Se întâmplă că nu-mi place unde te duci. Și am zis: Doamne, dar ce se întâmplă? E un sport. E un sport. Dar sportul acesta hrănește firea pământească. Nu merge. Când spui box, spui violență, spui răutate, spui duritate, n-ai cum să fii în ring și să zici: hai să-ți dau o bătaie cu Duhul Blândeții. E imposibil așa. Hai să-ți dau un pumn cu... Nu se poate asta. Și am zis: Doamne, bine, da, Doamne, dar mă duc la un frate. Frate, ce zice, păcat să boxezi? A, zice, fesă-ți de treabă, mă. Cum să fie păcat? Dar n-ai auzit de ăla, A, mi-a plăcut. Mă duc la un frate, frate, e păcat să boxezi. Zice, mă, hai să nu mă auzi așa ceva. Și nebun. Păi, dar cum să te duci să bați oamenii? Păi, dar și ceva nu merge. Păi, pe ce să cred? Mi-ar fi plăcut să cred pe aia care mi-au spus: du-te. Cred până în ziua de astăzi. Prorocul care nu te minte niciodată este cuvântul lui Dumnezeu. Și am întrebat pe Domnul. Și Domnul mi-a spus: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Cine va nimici templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Dar încă mi-a vorbit mai clar din Romani 13. Nu purtați grijă de firea pământească. De ce să-i treziți poftele? Pentru ce să-i treziți poftele? Și vine astăzi tineri la mine: dar și-i păcat să tragi de fiare? Păi, dar nu-i păcat nimic, mă. Nu-i păcat nimic. Dar nu-i de folos. Dar de ce să tragi de fiare? N-ai vrea mai bine să înveți versete pe de rost? Pentru că vine vremea când întunericul se va dezlănțui peste lumea întreagă. Ce vei face dacă nu te-ai antrenat? În 93 am pierdut titlul la București. Și de ce? Pentru că nu eram pregătit fizic. Tehnică știam, dar fizic zero. Pregătește-te cât încă mai este har. Lasă gâdilarea firii pământești. Vrei să realizezi că Dumnezeul acesta te-a chemat să-L slujești? Că Dumnezeul acesta te-a chemat la sacrificiu, la suferință? Nu merge sport de performanță în bar. Aveam colegi, n-au pus niciodată o medalie pe gât. Dar ei din sala de antrenament se duceau în prima crâșmă și beau. Se duceau la prima gâdilare a firii pământești și își satisfăceau. Și eu știam, nu se poate. Și în perioada competițională n-aveam nicio legătură cu lucrurile astea. În cerpă flori nu vei fi dus când alții s-au luptat. Și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Dumnezeu te cheamă să-L slujești. Și în seara aceasta vreau să te întreb: de când te-ai întors la Dumnezeu? Ai adus un suflet la crucea lui Hristos? Ai făcut o slujbă pentru Cel care a murit pentru tine? Sau stai de atâția ani comod și strângi bani, și strângi bani, și strângi bani,
Și îți face aia, și îți face aia. Nu zic că e rău, nu zic că e rău. Dar caută mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Și toate celelalte, ți se va da pe deasupra. Știi câți oameni mor în jurul tău fără să audă de Hristos? Și tu treci nepăsător, fără să-i dai un nou testament, fără să-i spui. Am auzit de un bărbat care toată viața lui atât a predicat Evanghelia. Dacă mori în seara asta, unde te duci? În rai sau în iad? Și pleca. Și când a plecat bărbatul ăla de pe pământ, cei care îi botezau oamenii și le luau mărturie, au constatat că foarte mulți care îi depuneau mărturie, spuneau, într-o zi m-a întâlnit un om și m-a întrebat unde mă duc, în rai sau în iad. Și întrebarea asta mi-a luat pacea. Și am căutat Biblia și m-am pocăit. Dumnezeu te cheamă să-L slujești. Dumnezeu te cheamă să trăiești pentru El. Când omul trăiește pentru gloria lui Dumnezeu, el este cu adevărat împlinit. Vă spun cu toată inima. Am 25 de ani de când urmez acest Dumnezeu. Cu lupte, cu înfrângeri, cu multe. Dar nu am cuvinte să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut în viața mea. Și dacă ar veni mâine să mă cheme să îmi dea titlul mondial, nu m-ar interesa. De ce? Vreau o cunună care nu se veștejește niciodată. Dumnezeu te cheamă să-L slujești. Apoi, Dumnezeu îți mai face o chemare. Să fii al lui Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune versetul 6. Între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Înțelegi? Eu sunt al lui Iisus. A întrebat un tânăr, frate păstor, dar dacă mă botezați, mai pot să mă duc la discotecă? Și păstorul i-a zis, du-te. Mai pot să mă duc la discotecă? Du-te. Dar ia-l și pe Iisus cu tine. Înțelegi că tu ai fost chemat să fii al lui Iisus Hristos? Îmi pare rău că timpul nu ne mai permite. Pentru că mai am să vă dau multe exemple și exemple autentice de oameni care au fost chemați să fie al lui Hristos. Dar un singur exemplu, îngăduiți-mi. Eram în închisoare. Și la un moment dat am întâlnit un moldovean, Alexandru numele lui. Se dăduse pe nume fals. Îi plăcea mult să asculte Evanghelia. Extraordinar, asculta. Dacă vorbeam trei ore asculta. Dar el nu, când îl întreba cea de la social, spune numele. El spunea, nu ți-l spun. Adică mințea. Pentru că era atunci o lege, dacă într-un an și 6 luni nu-ți găseau numele adevărat, erau obligați să te pună în libertate și să îți dea azil, casă, servici tot. Și într-o dimineață Alexandru vine la mine și îmi spune, frate Vasile, eu mi-am predat viața lui Hristos, m-am pocăit, m-am bucurat. Și m-am dus într-o zi și am spus, Alexandru, dacă te-ai pocăit acum, trebuie să recunoști numele tău. Nici n-a vrut. S-a supărat pe mine 2 săptămâni, n-a mai vorbit cu mine. Dar m-am rugat. Și într-o zi, Dumnezeu din cer l-a convins că dacă stă în adevăr, pentru că ne-am dus la social, când ne-am dus la social să spună numele lui adevărat, am trimis o scrisoare într-un loc cu tot adevărul. Și ei l-au pus în libertate, în loc să-l expulzeze, l-au pus în libertate și i-au dat loc de muncă și casă. Pentru că atunci când stai în adevăr, atunci Dumnezeu este de partea ta. Ai fost chemat să fii al lui Iisus Hristos. Asta înseamnă că nu mai aparții ții. Nu-ți mai aparții. Asta înseamnă că nu poți să mai faci tot ce vrei. Și ultima chemare. Ai fost chemat să fii sfânt. Versetul cu numărul 7, deci vouă tuturor care sunteți preiubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Atâta polemică între noi. Ce înseamnă să fii sfânt? Hai să spun ce înseamnă să fii sfânt. Să fii sfânt înseamnă să te deosebești de cei care n-au nicio nădejde. Asta înseamnă să fii sfânt. Dacă lumea merge așa, tu ai fost chemat să mergi așa. Dacă lumea merge așa, tu ai fost chemat să mergi invers. Să te deosebești de toți cei din jurul tău. Încă o dată vă spun, omul care mi-a vestit Evanghelia în acea închisoare, când l-am văzut, am știut că nu-i din lumea asta. Am știut că nu face parte dintre noi. Și așa trebuie să fim toți cei care am fost chemați să fim sfinți. Poți să trăiești cum vrei, numai că, uite cartea, după care Dumnezeu te-a chemat să trăiești. Vrei să ajungi în cer?
Eu vreau să ajung în cer. Pe el l-a costat un preț extraordinar. A venit să plătească pentru noi și știm toți, n-am putea predica niciodată. Păi cum vrei? Așa, oricum, mă rog în seara aceasta să răspunzi chemării lui Dumnezeu. Poate ești aici și de atâta timp stai și nu vrei să te pocăiești în seara aceasta. Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Păi da, da, ce o să zică? Păi nu o să râdă. Dar și de el au râs. Înaintea ta au râs de el. M-am întors la Galați. Au râs care au vrut. Dar, dragii mei, e onorabil să trăiești pentru Iisus Hristos. Este onorabil să te numești copilul lui Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Te cheamă să te împaci cu Hristos. Dumnezeu te cheamă să-L slujești. Dumnezeu te cheamă să fii al lui Iisus Hristos. Dumnezeu te cheamă să te sfințești, să fii sfânt. Și Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Tu hotărăști. Eu am ales. Și îi mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a dat și mie dreptul să mă numesc copilul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Timpul nu ne-a fost prietenic în seara aceasta, dar dacă Dumnezeu va mai rândui, am în inimă, nu știu dacă e și voia Domnului, poate în noiembrie voi reveni la Londra. Dacă, prea iubiții frați, o să mai îmi îngăduiesc să vin, poate o să continuăm chiar predica asta sau poate un alt cuvânt pe care Dumnezeu îl va pune. Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și vă doresc din suflet să-L slujiți pe Dumnezeu, să fiți al lui Iisus Hristos, să vă sfințiți și nu în ultimul rând să vii în seara asta să te împaci cu Hristos. Amin.